cadru cu totul deosebit a avut loc sâmbătă la Castelul Sturza de la Micloușeni lansarea volumului Carte de bucate boierești. Acesta se vrea a fi un ghid de rețete pentru sfintele sărbători de Paște și nu numai. Mulțumim foarte mult Maicii Stare și Mihaela, care este aici, alături de noi, Părintele Consiliar Hristos Brădășanu, al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, mănăstirii întregi, de fapt, castelului, care s-au oferit să fie gazde nobile pentru un astfel de eveniment. Este un proiect editorial, cel cum scris activității culturale a Episcopiei Iașilor, un proiect editorial care a debutat în anul 2015, într-un an mod s-a încheiat în anul 2015, dar s-a materializat într-o formă palpabilă anul acesta, la începutul acestui an. Este un proiect sprijinit și de Administrația Fondului Cultural Național Român, un proiect de care s-a îngrijit ca un adevărat arhitect, așa, Maica Parascheva, Florentina Cămățianu, din opția Mănăstirii Micloușeni, master șeful de la Castelul Micloușeni, cumva, doamna Paula Șoimar, și mai este un master șef al ilustrațiilor absolut fabuloase care se regăsesc în acest volum, doamna Cristina Tudose. Este un volum care, pe de o parte, recuperează din sipetul culinar al unei perioade cumva apuse, Belle Époque, rețete rafinate, rețete cu vichis, cu farmec aparte, dar în același timp un volum care face o pledoarie fenomenală pentru un stil de alimentație sănătos. Veți observa, fără îndoială și domniile voastre, că volumul are mai multe virtuți, dintre care una este în față, se impune, virtutea estetică a volumului, virtutea estetică edificată pe ilustrațiile doamnei Cristina Tudose, ilustrații foarte vii, ludice, făcute cu grație. Sunt ilustrații care deschid fiecare sezon, primăvara, vara, toamna, iarna. Sunt apoi ilustrații care susțin rețeta, iarăși pline de farme, pline de farme. Le plac foarte mult și copiilor. Într-un fel, cu puțină imaginație, am retrăit momentele pe care această mare familie nobiliară românească le producea în mod curent în acest spațiu, în acest topos. De altfel, am scris cândva un text despre Micloușeni, care a apărut și într-o carte, pe care l-am intitulat Comora pierdută și regăsită. Și plecam în primul rând de la o amintire a mea. În urmă cu peste 40 de ani am fost în locul acesta, într-un moment când locul acesta lăcrima, și am făcut un mic film de televiziune într-un fel împotriva curentului, ca să zic așa, într-o primă producție de televiziune, care prin anii 75, cred că, era realizată la Iași pentru canalul principal al televiziunii naționale, programul 1, la o emisiune de mare audiență pe care unii dintre cei mai vechi poate își aduc aminte, se chema Magazinul Medical, era păstorit de Florvori. Și în acea emisiune pe care am gândit-o, o echipă întreagă am lucrat cu câțiva operatori de mare clasă de la București, între care un nume, și acum am bine minte, nici nu știu dacă mai trăiește și atât reverența, Boris Cioban, un mare operator de film. Am filmat aici la Micloușeni. E unul din locurile sacre, să zic, acesta al românității noastre și al nobleții românești.
Și el ajunsese, din păcate, într-o destinație nefericită, la capătul unui întreg șir de siluiri care au pusese loc aici. În primul rând, știți că a trecut pe aici războiul, la un moment dat a fost un bivouac al trupelor sovietice. Biblioteca de 60.000 de volume, din care multe cărți de mare preț. Știți, unii dintre noastre, că există un tezaur care se cheamă chiar Codex Turzanul, care se găsește la Biblioteca Academiei Române. O parte din aceste cărți au fost arse, puse pe foc, pentru a se încălzi soldații aflați în perioada dintre lupte. O parte din aceste cărți au ajuns prin prăvăriile de la Târgu Frumos și se învăleau măsline și scrumbii din el. Și multe alte lucruri triste care s-au petrecut cu acest loc important și care ne sincroniza prin gestul acestui mare boier, care a fost Gheorghe Sturza, ne sincroniza cu Occidentul. Pentru că Gheorghe Sturza a vrut să facă aici, la 1880, și a durat lucrarea aceasta până în 1904, 24 de ani, a vrut să facă un spațiu și un loc care să fie întru totul consonant cu ceea ce se întâmpla în vestul Europei. Și, în mare măsură, castelul acesta e, să zic, congener cu mare și splendide castele pe Valea Rhinului și cu unele românești de aici, așa cum e Palatul Culturii sau Palatul de la Ruginoasă. Preacucernice fețe bisericești, doamnelor și domnilor, trăim într-o societate eminamente de consum. Și aceasta se datorează unor trenduri importate recent, nu de multă vreme. Dinamica vieții de zi cu zi, în acest început de mileniu, tot mai alertă, a indus cumva necesitatea consumului fast food și a semi-preparatelor. Iar efectele n-au întârziat să apară. Lumea ocupată pleacă de dimineață de acasă și se întoarce noaptea, mâncând pe unde apucă și chiar și în timpul așa ziselor mese, continuă să se preocupe de job. Lunch-urile fiind, de fapt, întâlniri de afaceri. În acest ritm trepidant, aproape s-a pierdut obișnuința avertitului acasă. Altădată, un prilej de a întări sentimentele în familie și sentimentele de prietenie. Cartea aceasta, de bucate boierești, iscată pe acest domeniu milific, este o carte literalmente frumoasă. Este o carte excelent realizată grafic. Tehnoredactarea, hârtia, ilustrațiile, fotografiile, totul sunt deosebite. Felicitări, felicitări, multe felicitări editurii Doxologiei. Rețetele sunt surprinzător de concise, o să vedeți. Se simte profesionalismul doamnei Paula. Și tocmai fiindcă sunt scurte, îndeamnă la aplicare. Mâncărurile sunt încă de pe hârtie gustoase. Cele mai multe dintre ele ușoare, sănătoase, simți că se pot găti ușor din ingrediente care se găsesc fără prea mare eforturi. Iar îmbinarea rețetelor și așezarea lor pe anotimpuri poartă fără îndoială amprenta echilibrului, liniștei interioare și prieteniei cu cernice a Maicăi Paraschelor. Stimați invitați, sunt onorată să vă împărtășesc câteva gânduri legate de evenimentul lansării cărții de bucate boierești, eveniment care se petrece într-un ambient atât de potrivit al castelului Miclăușeni, care în ultimii ani se pare că își găsește un nou rost, acela de a adăposti și evenimente care îi rămânește pe oameni pentru bine și pentru frumos. Sunt emoționată. Contribuția grafică la această carte consider că este mică, raportând la numărul de rețete propuse, însă mulțumirea și bucuria mea în acest moment sunt mari. A fost o experiență inedită pentru mine să desenez rețete culinare. Dificultatea inițială pentru mine a constat în faptul că
Am fost într-o stare cumva perplexă, oare cum să desenez o supă? Sau cum să desenez niște coaste de mici coapte? Și răsfoind albume de artă cu naturi statice care aveau și alimente, mi-am dat seama că acest demers nu mă ajută prea mult. Încât până la urmă m-am hotărât pentru o grafică simplă, dar nu ușoară, cu accente ludice, așa cum au subliniat și antevorbitorii mei. Aș dori să mulțumesc celor trei invitații de onoare care ne-au făcut bucuria de a vorbi aici cu un cuvinte atât de alese față de acest proiect. Cred că v-ați dat seama că în colaborarea noastră, care a început cu unii dintre dumnealor mai de mult, cu alții mai de curând, dar în timpul scurs în această perioadă, legăturile s-au adâncit și îndrăznesc să spun că s-au transformat în prietenii, prietenii personale, dar și prietenii cu acest așezământ în care ne aflăm acum. Este o mare bucurie a mea faptul că domnul Cătălin Jechier, directorul editurii Doxologia, a ținut să încheie această lansare de carte împărtășindu-ne o rețetă personală. Asta înseamnă că demersul meu sună contagios. Deci deja lucrăm la volumul 2. Pentru că vor urma și alte volume. Acesta este primul volum. Deci puteți să fiți avertizați. Da. Și de pe fundă se aud clinchete de tacâmuri, pătrund probabil și anumite arome. Vă invit la degustare din câteva dintre preparatele care se regăsesc în volumul cărții de bucate. Acolo vă va aștepta și spunem prezența de taină sau prezența ascunsă, dar foarte pomenită pe tot parcursul acestei lansări, acel artist bucătar, care este doamna Paula, împreună, bineînțeles, și cu ceilalți colegi și de la bucătărie și de pe partea de ospătărie și cu colegul Sebastian, frumos evocat de către domnul Aibincăi. Așa că eu ce să mai spun, că o să vă rog să ieșiți așa într-un ritm lent spre hol, dar într-un ritm foarte lent, pentru că toate doamnele și toate domnișoarele vor fi întâmpinate la ieșire, sau le vom dărui o floare, fiind în luna, să spunem, destinată doamnelor, se apropie 8 martie. Și permiteți-ne să vă facem bucuria, zic eu, bucurie peste bucurie, pentru noi cel puțin este o bucurie imensă de a vă oferi și o floare. Rețetele din această carte au fost culese și adaptate meniurilor de la Castelul Sturza.